Assalam, this is Barbara, and I'm your host today, and Brother Gabriel is your co-host, and this is a calendar study today about the great cover-up by the SDA Church, and it will be in the Romanian language. Biserica Adventistă știe adevărul despre sabatul lunar din 1938. Titlul prezentării de astăzi este Mușamalizarea Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Adventiștii de ziua a șaptea ascund adevărul despre sabatul lunar, adevăr cunoscut de mai mult de 83 de ani. În Ioan 8:32 avem promisiunea că adevărul ne va face liberi. Prezentarea de azi confirmă lucrul acesta. De când cunoaște conducerea Bisericii Adventiste că sâmbăta nu este sabatul? Dacă sabatul nu este sâmbătă, de ce Biserica Azeșe cu bună știință încă susține și predică această anomalie? De ce conducerea nu își informează membrii? Iluzia sabatului de sâmbătă. Biserica Azeșe ascunde adevărul. Istoria sabatului lunar din mijlocul bisericii este o experiență tristă de mușamalizare și trădare de multe decade. Cerul a încercat să aducă acest adevăr lumii, dar de fiecare dată mândria spirituală ori frica consecințelor acceptării unui alt adevăr decât cel știut și confortabil a condus biserica în a-l refuza în totalitate. Mai mult de atât, încă contribuie activ la această mușamalizare a acestui adevăr de bază. Studiul calendarului evreiesc antic lunii solar din 1995. În mijlocul anilor 90, întrebări venite din statul California și Washington în ce privește sabatul lunar au determinat conferința generală să acționeze. În anul 1995, președintele Robert Forkenberg a cerut crearea unui comitet de studiu care să producă rezultate noi în materie de calendarul antic lunii solar. Au fost selectați un grup de academicieni de la Universitatea Andrews, Michigan. Pe lângă aceștia au fost aleși și reprezentanți de la Departamentul Pastoral al Diviziei Nord-Americane, avându-l și pe Robert Falkenberg și alți reprezentanți ai Conferinței Generale. Arhivele au fost deschise și puse la dispoziția comitetului. Acestora li s-a cerut să studieze colecția studiului făcut de Grace Amadon, acesta aflându-se în posesia Centrului de Cercetare al Universității Andrews, cât și cele patru volume din seria Credința Profetică a Părinților Noștri, de Leroy Edwin Frum. Pentru un studiu detaliat, comitetului s-a oferit material adițional, sub formă de scrisori, scrise de autorități academice cunoscute și respectate, ca Andreasen. Trebuia introdus și un document produs de către J.A. Weirs, dar până ca acesta să fie introdus, un eveniment neașteptat a avut loc. Mulți dintre membrii comitetului au devenit convinși de acest adevăr. Așteptările au fost ca ideea de sabat lunar să fie repede respinsă. Surpriza cea mare a constat în faptul că membrii comitetului au dorit să studieze amănunțit și să devină convinși de validitatea acestuia.
Denominațiunea AZŠ a fost formată în întregime pe fundația pusă de mișcarea milerită în jurul anului 1840, având la bază credința că perioada celor 2300 de ani profetici s-a încheiat în octombrie 22, 1844. Aceasta are semnificație deoarece singurul mod de a ajunge la anul profetic 1844 este numai prin folosirea calendarului antic lunii solar. Fără calendarul original lunii solar, nu puteam avea ziua de ispășire din octombrie 22, 1844. Bazat pe acesta, a fost determinat timpul profetic, cât și doctrina curățirii sanctuarului, care este component de bază al Bisericii Adventiste, desprinsă din mișcarea milerită. Mișcarea pentru a șaptea lună sau lunație. Mileriții au cunoscut calendarul lunii solar prin care au putut identifica ziua de ispășire. Fără înțelegerea acestuia nu putea exista mișcarea pentru luna a șaptea sau plânsul de la miezul nopții și mai târziu doctrina curățirii sanctuarului. A fost alcătuită din mileriți care au studiat metoda de calcul și identificare a lunii a șaptea anului biblic, în urma căruia să identifice ziua de ispășire biblică. Nu este greșită afirmația că fără calendarul lunii solar, Biserica AZŠ nu putea avea sau înțelege doctrina celor 2300 de zile sau ani profetici. Problema este că ziua de sabat, când este calculată prin calendarul lunii solar, nu cade sâmbătă, deoarece ciclul săptămânal nu este același cu cel din calendarul gregorian, care este numai calendar solar. Poate fi dovedit prin simplu fapt că atât mileriții, cât și Biserica AZŠ susțin că perioada de 2300 de zile sau ani profetici a început în anul 457 înainte de Hristos. Aceasta înseamnă că anul răstignirii nu putea fi decât în anul 31 după Hristos. Folosind calendarul lunii solar pentru anul 31 după Hristos prin structura celui iulian, ziua de Paște sau cea de-a șasea zi a săptămânii nu cade în ziua de vineri. Când unul dintre membrii comitetului a fost întrebat, răspunsul acestuia a fost: cel mai important aspect al diviziei nord-americane a fost mușamalizarea faptului că octombrie 22, 1844 este bazat pe calendarul evreiesc lunii solar. Au avut tendința în a face a se crede că totul este calculat pe actualul calendar solar. Acesta a dus la dezbateri destul de aprinse între membrii comitetului. Unul dintre membrii comitetului își amintește de discuțiile purtate. De câte ori ai octombrie 22, 1844, punct distinct doctrinal, este doctrina care te pune deoparte și te separă de celelalte denominațiuni, iar acesta este bazat pe calendarul evreiesc lunii solar. Iar tu vrei să aduci înțelegerea că acesta este bazat pe actualul calendar solar? Minți! Aceasta este o minciună catastrofală. Au fost dezbateri destul de dure.
Oficialii Bisericii AZŠ, care au inițiat studiul în ignoranța lor în ce privește subiectul calendarului, au crezut că aceștia vor refuza noțiunea de sabat bazat pe calendarul lunii solar sau sabat lunar. În ignoranța lor, aceștia au crezut că au la îndemâna lor un comitet care va aproba tot ceea ce li se cere. Dar după câteva întâlniri, aceștia au concluzionat că nu se poate ajunge la un numitor comun. Nu am acceptat să fim umiliți și pentru aceasta totul a fost închis. Au realizat că sunt aproape să deschidă cutia Pandorei, iar totul a fost suspendat. Aceasta a avut loc în 1995, în Comitetul de Cercetare din 1995. A avut loc de asemenea un comitet de cercetare în anul 1938 în ce privește identificarea zilei de ispășire. Comitetul de cercetare din anul 1938 au studiat data răstignirii și au găsit o problemă. În noiembrie 7, 1938 a fost format un comitet de studiu pentru a studia subiectul, de reținut că aceștia trebuiau a se concentra asupra zilei de ispășire din 1844 și data corectă a zilei răstignirii. Acestea două sunt inseparabile și îmbinate, deoarece când principiile calendarului lunii solar folosit în a determina ziua ispășirii din anul 1844, sunt aplicate pentru anul răstignirii, fără îndoială avem o problemă. Inițial, acest comitet a fost numit Comitetul de Cercetare Advent. Din acestea au făcut parte personalități bine cunoscute pentru cunoștințele lor teologice: Leroy Frum, Lynn Harper, Andreasen, profesor Kern, profesor Homer Tisdale, profesor Albert W. Werlein și prezbiterul F.C. Gilbert. După raportul introductiv, un nou membru a fost adăugat acestui comitet. Fratele Frum a susținut cu fermitate că este nevoie de date astronomice, cât și cronologice, pentru a stabili adevărul și a elimina orice suspiciune. În unanimitate au stabilit că Grace Amadon, care a studiat aspectele astronomice ale acestor date pentru câțiva ani, a lucrat mult și a acumulat cunoștințe în aspectul astronomic și poate fi o sursă de ajutor inegalabilă. În urma cercetărilor făcute, au reușit să explice cum mileriții au ajuns la data de octombrie 22, 1844, ca zi de ispășire, cât și înțelegerea în linii mari al calendarului lunii solar, acestea fiind necesare pentru a forma o înțelegere solidă pentru aceste subiecte. Dar când au încercat să integreze Paștele Răstignirii din Abib 14, din calendarul biblic, la ziua de vineri din calendarul iulian, s-au lovit de informații contradictorii. Aici avem un exemplu ușor de stabilit de istorie. Calendarul iulian din timpul lui Yeshua avea 8 zile pe săptămână, enumerate de la litera A până la H. Acest fragment din calendarul iulian, numit Fastii, Pranestinii, a fost conceput între anii 4 și 10 după Hristos. În partea din stânga avem o listă de 10 zile care se extinde pe durata a 2 săptămâni. Cam așa arăta calendarul iunian în timpul Domnului Iisus Hristos, ori Mesia. Răstignirea a avut loc de Paște, în a 6-a zi a săptămânii,
și a 14-a zi lunară sau a lunii, ciclul lunar calculat pe lună și nu pe soare, cum se calculează astăzi prin calendarul gregorian. Aceasta nu a fost singura problemă. Dacă cineva își asumă că săptămâna modernă vine neîntreruptă de la creațiune, calculând în săptămâni fără întrerupere, ducându-te înapoi, poți crede că aliniezi data de abii 14 cu ziua de vineri din anul răstignirii, anul 31 după Hristos, cum este înțeles din profețiile lui Daniel de către Biserica Adventistă. Așadar, când se calculează cu atenție, ajungi la ziua de miercuri sau cel târziu joi, pentru data de Abib 14, ziua răstignirii din ziua Paștelui. Sau în concluzie, nu poți avea data de Abib 14 în ziua de vineri în anul 31 după Hristos. Calendarul iunian din timpul lui Iesu avea 8 zile, după cum am menționat, descrise la litera A la H. Zilele săptămânii de remarcat acest aspect nu erau numite duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă. Absolut, foarte important aspect de reținut pentru înțelegerea acestui calendar. Comitetul de studiu s-a concentrat asupra răstignirii ca tip cronologic și în scurt timp au realizat complexitatea și ramificațiile acestei probleme. Pentru aceștia a fost de importanță majoră să stabilească data răstignirii din anul 31 după Hristos. Așadar, pentru a realiza aceasta și încă să aibă ziua de sabat sâmbătă, anumite principii ale calendarului lunii solar au trebuit desființate. Adevărul este că ciclul lunar biblic are un ciclu lunar neîntrerupt, iar acesta nu se aliniază cu ciclul lunar fără întrerupere al calendarului gregorian. Din documentele păstrate din colecția Amadon, reiese faptul că acest comitet a dezbătut pe larg implicațiile pentru biserica prin prezentarea adevărului despre calendarul biblic. Prin intermediul unei scrisori fără dată, teologul Andreas a subliniat dificultățile prin care vor trece dacă vor prezenta adevărul. Deoarece ciclul lunar biblic este bazat pe ciclul lunar. Acesta constă în cicluri de 30 de zile și se reia în fiecare lună și nu se aliniază cu ciclul lunar neîntrerupt al calendarului gregorian. Andreasen a fost unul dintre cei mai respectați teologi ai Bisericii Adventiste ai anilor 30. Acesta a subliniat într-o scrisoare către Grace Amadon: nu va fi ușor să explici oamenilor că Creatorul care a instituit și susținut o așa ordine va fi preocupat ca aceasta să fie exact aceea zi. Incredibilă această afirmație. Incredibilă. Încă sunt 2 ani de când am descoperit acest adevăr și încă nu-mi vine să cred că poziția Bisericii Adventiste este în această manieră. Dacă o explicație ar fi posibilă, iar dacă oamenii ar fi fost informați cu privire la schimbările făcute referitor la sărbători și la stabilitatea zilei a șaptea, ar fi fost posibil ca în timp să accepte noul aranjament. Dar nu ar fi trebuit să treacă mult timp și din nou altă schimbare ar apare. Și din nou ar trebui să se întoarcă la poziția inițială. Nu este uniformitate, iar până când oamenii s-ar ajusta, o altă schimbare a zilei ar apare. Aceasta este o schimbare mult prea mare încât oamenii simpli să înțeleagă. Iar dacă am merge acum cu o astfel de propunere, trebuie să așteptăm ca rezultat confuzie.
iar dușmanii noștri nu vor înceta în a scoate în evidență dificultățile produse de aceste schimbări. Deoarece ciclul lunar biblic începe cu ziua de lună nouă, aparent sabatul biblic se mută prin ciclul lunar gregorian. Câteodată în ziua de luni, luna următoare este marți, luna următoare în ziua de joi. Aceasta este schimbarea constantă în care Andreea se face referire. De subliniat este că nu calendarul lunar produce această schimbare care rezultă în calendarul gregorian. Este calendarul gregorian care se schimbă în raport de calendarul lunii solar sau calendarul biblic. Argumentul lui Andreas a fost că acest adevăr trebuie suprimat. Către sfârșit, dificultățile apărute în prezentarea noului calendar prin care se calculează sabatul zilei a șaptea a devenit copleșitor. Andreas a îndemnat subliniind faptul că acest adevăr va fi dăunător bisericii și pentru acest motiv nu mai trebuie considerat. Andreas a mai spus că adventistul de rând, adventistul simplu, cel obișnuit, cel care laic, nu va fi capabil să înțeleagă acest adevăr. El a mai afirmat, dacă noul tip de calendar pe care îl considerăm în adopție ar trebui admis faptul că în comunitățile locale vor avea dreptul să determine noul an pe interpretările și observațiile lor, iar apoi întrebarea va fi dacă vor avea omul potrivit și competent în acest caz. Oamenii care păzesc ziua de odihnă a lui Yahweh nu trebuie lăsați să adopte un calendar care aduce confuzie și face această cauză mai dificilă. Pentru acum, acest sistem nu afectează niciun mod succesiunea zilelor săptămânii și nici sabatul. Cu toate acestea, cei ce țin de ziua de sabat, în același timp promovează și nouul calendar. Confuzia rezultată nu ne va fi de niciun ajutor. Sau, practic, Andreas, în ceea ce ne spune prin scrisorile lui, este faptul că contribuția Vaticanului este mai bună, eficientă, decât ceea ce Creatorul nostru, Tatăl nostru, a instituit la creațiune. Tragic. Scrisoarea lui continuă. În timp ce întreaga schimbare va fi făcută cu siguranță, va rezulta în confuzie. Adventiștii de ziua șaptea vor avea în curând multe probleme în viețile lor și nu va fi necesar să aducă mai multe probleme înainte de vreme. Acea zi este încă în viitor. Nu ne permitem să ne creăm probleme singuri. Lumea va vedea în calendarul nou propus că este pentru un scop în sine și nu pentru scopul de a fi adoptat. O parte din scrisorile sale sunt atât de dăunătoare încât Biserica Azeșe nu le-a prezentat încă publicului sau membrilor. Andreasen a refuzat calendarul biblic. Nu este o speculație dacă vom spune că Andreasen a respins calendarul biblic de frica consecințelor. El a afirmat, comitetul a făcut o lucrare excelentă. În opinia mea, aprobarea fără rezervă a acestui plan de dinaintea noastră este că implicațiile acestuia sunt încărcate și pline de dinamită, de care putem fi conștienți. În această privință, cu ardoare avertizez comitetul. Îmi este frică de consecințele acestei aprobări și că acestea vor fi simțite în cercuri destul de largi. Aceasta nu este intelectualitate sinceră, ci este o lașitate intelectuală.
Adevărul rămâne același, indiferent de reacția de împotrivire. Andreasen a fost cât se poate de elocvent în argumentele prezentate în favoarea de a rămâne tăcut despre efectul calendarului biblic avut în sabatul săptămânal al zilei a șaptea. A scris o serie de scrisori prin care a îndemnat Comitetul de Cercetare Adventist din anul 38 ca să păstreze tăcere despre acest subiect și să lase în continuare practicarea sabatului de sâmbătă, fiind conștient în totalitate că acesta nu este consistent cu adevăratul sabat biblic. Biserica Adventistă de ziua a șaptea a luat o poziție de împotrivire față de sabatul lunar. Încă nu a prezentat suport biblic pentru sabatul de sâmbătă sau dovadă că sabatul lunar este greșit. În Scriptură nu găsim sabatul de sâmbătă, în porunca a patra nu găsim sabatul de sâmbătă. Vă rog să vă gândiți la acest aspect. Adevărul este că sâmbăta nu este ziua biblică de sabat. Toți cei ce doresc adevărul trebuie să studieze pentru ei înșiși și să decidă. Nu te baza pe nicio biserică sau comitet să decidă pentru tine. Aceasta este o decizie individuală. Nimeni nu poate studia sau decide în locul tău. Când un om care greșește sincer aude adevărul, fie renunță să se înșele, fie încetează să mai fie sincer. Și avem versetul din 2 Timotei 2 cu 15, unde ni se spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Iahua, ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte drept cuvântul adevărului. Lașitatea întreabă, este sigur? Oportunitatea întreabă, este politic? Vanitatea întreabă, este popular? De asemenea, conștiința este corect? Va veni un timp când va trebui să stai, nu că este sigur politic sau popular, ci va trebui să stai pentru adevăr, să stai numai pentru că este adevărat. Și în Psalmul 19 cu 1, cuvântul inspirat ne spune Scriptura: cerurile spun slava lui Iahua și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui.